Binecuvântat să fie Tatăl și Dumnezeul nostru. În această seară și poate încă pentru câteva puține lecții, vom privi în Cartea Sfântă la câteva întrebări pentru oameni. De fapt, la câteva categorii de întrebări. În această seară, câteva întrebări paradoxale le-am numit. De ce așa? Pentru că sunt caracterizate de stări extreme, de situații ciudate, neînțelese și totuși reale. Să ne amintim, de exemplu, de cele scrise în Psalmul 73, cuvintele lui Asaf, în care el avea câteva întrebări, niște nelămuriri, nu găsea răspuns. Până la urmă a îndrăznit să vină cu ele înaintea Domnului, și la Casa Sfântă a primit răspuns. Și până la urmă totul a fost foarte simplu, deși părea ceva de neînțeles. Pentru că se întâmplă așa cum scrie în Proverbe, capitolul 8, versetul 9, atunci când venim cu toate aceste probleme înaintea Domnului, aici găsim scris, toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știință. Dar până să ni se lămurească, până să vedem că sunt drepte, adesea este un timp, o frământare. Să ne gândim cu ce întrebări s-o fi dus împărăteasa din Seba la Solomon. În Vechiul Testament este scris că ea a avut întrebări grele. De altfel este scris în 1-a carte a Împăraților, capitolul 4, că nu numai ea a fost singura dintre conducătorii națiunilor din jur care s-a dus să discute cu Solomon. Un om prin care Dumnezeu dădea răspunsuri, prin darul de înțelepciune. Citim aici, un împărat 4:34, veneau oameni din toate popoarele ca să asculte înțelepciunea lui Solomon. Din partea tuturor împăraților pământului, care auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui. Să ne amintim de cuvintele Domnului Iisus care a spus că el e mai mare decât Solomon și noi, în cuvânt, avem o înțelepciune mai mare decât a lui Solomon și avem Duhul lui Dumnezeu care ne poate lumina. Mulțumim Domnului pentru aceasta. Totuși, uneori, aceste întrebări la care nu găsim răspuns ne dau bătăi de cap sau de inimă. Așa cum zicea Ieremia în cartea sa, capitolul 12, versetul 1. Tu ești prea drept, Doamne, ca să mă cer cu tine. Vreau totuși să te întreb asupra îndrurilor tale. Pentru ce propășește calea celor răi și toți mișei trăiesc în pace? Până să ajungă să pună întrebarea asta înaintea Domnului, cu siguranță că a discutat cu oamenii, a avut întrebări pentru el însuși. Și păreau lucrurile nelămurite. În viață observăm unele paradoxuri. Paradox aici înseamnă la oameni răi să le meargă bine și la oameni buni să le meargă rău. E un paradox. Asemenea stări ridică întrebări. Vreau să observăm câteva întrebări și răspunsurile care ne le oferă Scriptura, urmând ca în final să tragem câteva concluzii. Să deschidem Cartea Sfântă la Ieremia, capitolul 2, unde este o primă întrebare. Evident că am luat doar câteva întrebări. Doar așa pentru a înțelege, nu ne vom opri la toate întrebările paradoxale din cuvântul Domnului sau la cele ce pot fi cuprinse în nedumerile de o viață. Ieremia 2, citim de la versetul 2. Du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului. Așa vorbește Domnul. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustie într-un pământ nesemănat. Versetul 5. Așa vorbește Domnul. Ce nelegiuire au găsit părinții voștri în mine, s-au depărtat de mine și au mers după nimicuri și au ajuns ei însuși de nimic. Deci Domnul își amintește de prima relație pe care a avut-o cu Israel. Atunci când au plecat bucuroși din Egipt și au fost gata să urmeze norul pe un drum necunoscut. Dar mai târziu s-au îndepărtat. Scrieți la versetul 10. Treceți în ostroavele Chitim și priviți. Trimiteți la Chedar în altă parte. Uitați-vă bine și vedeți dacă s-a întâmplat acolo așa ceva. Și-a schimbat vreodată un popor Dumnezei, măcar că nu sunt Dumnezei, dar poporul meu
și a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun ajutor. Mirați-vă de așa ceva, e un paradox. Alții care n-au Dumnezeu real n-au renunțat la ei. Și Israelul a renunțat la Dumnezeu cel adevărat. Mirați-vă de așa ceva ciruri. Înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul, căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri crăpate, puțuri crăpate care nu țin apă. Și acum apare întrebarea, versetul 21. Te sădisem ca o vie minunată și de cel mai bun soi. Cum te-ai schimbat? Cum te-ai schimbat? În imaginea viței, te-ai prefăcut într-o coardă de viță sălbatică. Se naște această întrebare uneori gândindu-ne la unii care au fost pocăiți și nu mai sunt. Cum te-ai schimbat? Un bătrân de la noi din Apuseni avea el o vorbă, zicea, două lucruri n-am știut și sunt o nedumerire pentru mine. Zice el, n-am știut că bătrânețea e așa de grea și că oamenii pot să se lase așa ușor de pocăință. Dar mare mirare era nu că din tinerețe ne schimbăm și ajungem bătrâni. Asta e ceva obișnuit. Mirarea este că din vii ajungem morți. Din oameni spirituali, unii ajung oameni fără Dumnezeu. De fapt, care este răspunsul? De ce s-au schimbat evreii? Întoarcem pagina, versetul 33. De ce se schimbă oameni și din pocăiți ajung nepocăiți? Ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Chiar și la nelegiuire te deprinzi. Din dragoste pentru idoli au făcut-o. Să ne amintim de cuvintele Domnului care spunea Matei 6,24, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Dar de ce? Nu poate iubi pe doi. Va iubi doar pe unul. Și asta a fost problema evreilor. Au ajuns să iubească idolii și nu l-au mai iubit pe Domnul. Domnul a rămas singur și am citit din 2 cu 2, mi-aduc aminte dragostea ta când erai tânăr. Și asta scrie în Noul Testament, amintiți-vă de mesajul bisericii, îngerului bisericii din Efes. Aram ceva împotriva ta, ți-ai părăsit dragostea din tâi. Deci, cum ajung oamenii să se schimbe? Treptat, iubesc alte lucruri, alte pasiuni, alte plăceri, și uită de Domnul, de iubirea care au declarat-o, de jurământul, de legământul care l-au făcut cu El. Așa cum se întâmplă uneori în viața de familie. Realități crude. Când doi își declară dragoste cu atâta pasiune, fără rezerve, pentru că în timp, poate unul, poate amândoi, ne referim în cazul oamenilor de lume, renunță la celălalt. Și uită și nu mai au niciun sentiment. Dar asta se întâmplă și în relație cu Domnul. Ajută-ne să rămânem statornici. Și în dreptul nostru niciodată să nu se ridice această întrebare. Cum s-a schimbat omul acesta? Ce a fost, cum se zice, și ce a ajuns? Vreau să observăm o altă întrebare care din nou este paradoxală, uimește. Este un lucru neînțeles. Cartea lui Ieremia, capitolul 16, versetul 20. În vremea acestui profet s-au întâmplat multe lucruri grele. Cum poate omul să-și facă Dumnezei care nu sunt Dumnezei? Cum se poate? Adevăratul Dumnezeu este veșnic, este atotputernic. Cum poate omul să o schimbe pe alte imagini, pe alte definiri care nu au nicio valoare, nici nu pot fi comparate cu Dumnezeu, așa cum am văzut în lecțiile trecute, cum de altfel știm din întreg conținutul Scripturii. Cum poate un om să-și facă Dumnezei care nu sunt Dumnezei? Hai să citim câteva detalii în ideea asta din Isaia 44. Citim de la versetul 19. Niciunul nu intră în sine însuși și n-are nici minte, nici pricepere.
să zică, cu referire la un lemn din care confecționa apoi un idol. Am ars o parte din el în foc, am copt pâine pe cărbun, am fript carne și am mâncat-o. Și să fac din cealaltă parte o scârbă? Să mă închin înaintea unei bucăți de lemn? El se hrănește cu cenușă, inima lui amăgit îl duce în rătăcire, ca să nu-și mântuiască sufletul și să nu zică, să nu-și pună întrebarea asta logică. N-am oară minciună în mână. Să țină de acel zeu, cum era în antichitate, și să spună, acesta e Dumnezeul meu, bătut în cuie, să nu plece de acasă. Și întreba Domnul prin profet, oare nu gândește niciunul? Cu ce mai de valoare bucata de lemn care a rămas față de cealaltă care s-a consumat și s-a prefăcut în cenușă? Cum se explică o asemenea stare? Așa cum întreba Pavel atunci când au vrut să-i aducă jertfe. Oamenilor, pentru ce faceți așa ceva? Are vreo logică? Dar și în vremea noastră, de-a lungul și latul pământului, sunt oameni care încă se închină la statuete. Dar și în zonele noastre, în Europa, în America, aici, în așa zisa lume civilizată, oamenii se închină în fața unui om, de exemplu. Aclamează nu doar pe un președinte care poate își dorește asta, pe un rege, un sportiv sau o actriță, un cântăreț. Sunt în stare să-i se închine. Unii au făcut din Eminescu Dumnezeul lor, alții din alt star al muzicii sau știu eu ce. Și se ridică întrebarea asta, cum poate să gândească așa? Un scrie roman 1. S-au închinat făpturii în locul făcătorului. Cum se poate? Aici citim în versetul 10 o posibilă explicație, un răspuns. 44:10. Cine este acela care s-a făcut un Dumnezeu sau să fi turnat un idol și să nu fi tras niciun folos din el? Deci de ce își fac oamenii Dumnezei care sunt Dumnezei? Au un câștig de moment. Evident că este înșelător, dar până una altă câștigă și el ceva. Amintiți-vă de răscoala aceea a argintarilor conduși de Dimitrie. Ei ziceau, cum zeița noastră să cadă în disgrație? Dar la un moment dat le spune, și meseria noastră, cum rămâne? Pentru că lor le convenea ca oamenii să se închine la zeița aceea. Pentru că ei câștigau ceva de aici. De ce credeți că sunt întreținute atâtea monumente și atâtea edificii și atâtea obiecte de cult religios? Pentru că se câștigă un ban, nu? Cu ce se câștigă bani când cineva merge ca turist în Israel? Citeam recent, l-am survolat recent un pliat, așa, fără interes, doar așa pentru cultură generală. Că merg la casa lui Petru, chipul. Ce credeți că a rămas casa lui Petru? Nu, e făcut acolo, cineva câștigă bani, nu? Și așa mai departe. Mormântul cu tare, biserica cu tare, dudul lui Zacheu. Da, de unde? Pentru că se fac bani din asta. Oamenii au un câștig de moment. Asta este o înșelare. Doamne, păzește! E scris prin cuvântări dulci înșelătoare, vor căuta să aibă un câștig. Nu face nimeni Dumnezei falși fără să fie pe bani. De aceea să fim atenți. Posibilitatea ca cineva să înșele și să fie înșelat, evident, e dată de afacerea care o are acolo, de câștigul care revine din asta. Dar asta e cea mai mare pagubă. Să câștigi pe moment și să pierzi pentru veșnicie. Este ca și în cazul unui biet preot care discuta cu un altul care ce se convertise. Și a încercat să-i explice. Și cel ce rămânsese încă preot a zis, și? Numai ce vrei, să-mi pierd meseria? Dar tu știi ce am lucrat înainte, deci vrei să mă scuturi aia tractorul? Bietul om a fost sincer. Pentru că era o profesie bănoasă. Spunea recent un frate care a fost în vizită în Israel, apropo de aceste pelerinaje, a discutat cu un preot undeva din zona Moldovei, i-a explicat și zice,
la voi, la pocăiți, nu se poate ca la noi, ca voștri citesc, a noștri habar n-au. Și drept, ce noi suntem conștienți că la voi membrii bisericii știu mai mult decât preoții noștri. Da, dar toată asta este un mare câștig. Am auzit cândva, nu m-a interesat sumele, știu doar că erau fabuloase, decât se câștigă toamna, de exemplu, la Iași cu moaștele Sfintei Parascheba. Și câștigă de acolo și primăria, câștigă și patriarhia, câștigă și episcopia, și fiecare, și cel ce vin de Gogoș, și cel ce e la ordine acolo. Și dacă i-ai întrebat, dar e drept? E drept că am câștigat atât, asta e drept. Oameni care se uită la câștigul de moment și nu iau în calcul pierzarea cea mare. O altă întrebare, consider și asta paradoxală, ciudată. Citesc din cartea profetului Isaia, capitolul 29. Să știți că asta, dacă nu suntem atenți, riscăm să o punem și noi. Versetele 15 și 16. Vai de cei ce își ascund planurile dinaintea Domnului, care își fac fapte în întuneric și zic, cine ne vede și cine ne știe? Stricași ce sunteți, oare olarul trebuie privit ca lutul? Sau poate lucrarea să zică despre lucrător, nu m-a făcut el? Sau poate vasul să zică despre olar, el nu se pricepe? Deci oameni care cred că se pot ascunde de Dumnezeu. Și ispita asta îi paște pe copii, dar și pe oamenii mari. Pe de o parte, tocmai datorită acestei tendințe s-au luat atâtea măsuri de supraveghere, video, audio, urmăritori. Pe de altă parte, tocmai din acest motiv, oamenii încearcă să se ascundă, adesea au nemulțumiri față de asemenea legi care îi privează de libertate. Oamenii cred că au libertatea să ascundă, de altfel așa a procedat și Adam, așa-i? S-a ascuns printre pomii din grădină. Cine ne vede, cine știe? A venit Dumnezeu și l-a întrebat. Să ne amintim de cuvintele Domnului Hristos care spunea, Luca capitolul 12, versetul 2, ce regulă clară, categorică, nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. Ori aici, ori la judecat, într-un fel sau în altul. Dar oamenii gândesc cine ne vede, cine ne știe. Sunt astfel de proverbe și de cuvinte și în cartea psalmelor și în proverbe. Mai citesc doar câteva. Psalmul 94, de la versetul 7. Unii zic, nu vede Domnul. Și Dumnezeu zice, nu, ia aminte. Sau, adică nu, gata, ar spune unii că nu vede, dar nu se interesează, nu se amestecă. Totuși, învățați-vă minte, oameni fără minte. Când vă veți înțelepci nebunilor? Cel ce a sădit urechea s-ar putea să n-audă? Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă? Cel ce pedepsește nemurile s-ar putea să nu pedepsească? El care a dat omului pricepere? Domnul cunoaște gândurile omului, știe că sunt deșert. Dumnezeu vede și ce încă n-am înfăptuit. Iată ce citim și din Proverbe, capitolul 24, versetele 11 și 12. Asta referitor la gânduri, știți, Dumnezeu vede ce am comis greșit, dar vede și ce am omis la gândul că nu știe și nu vede. Izbăvește pe cei ce târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie junghiați. Dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile? Și cel ce veghează asupra sufletului tău? Nu va răsplăti el fiecare după faptele lui? Ba da, pentru că e scris foarte clar în privința aceasta, că Dumnezeu le vede, le știe și judecă totul, slăvit să fie numele. Așadar, să ne iasă ideea asta din minte, că s-ar putea ceva să facem și să nu se afle, sau să nu facem și să nu se afle că puteam să facem.
Da. Versetele din Isaia făceau referire la creație. Aici, de exemplu, poate cineva să se amestece și să facă concret, să spun, un avort, poate timpuriu, cu pastile. Și să spună, nu ne vede nimeni, nu ne știe. Sau poate să evite o procreere, fără ca să facă ceva ulterior actului intimității. Ambele cad sub aceeași incidență. Cine ne vede, cine ne știe. Dar cine te știe dacă ți-a dat Dumnezeu un vis și ți-a spus ce vrei să faci și te-a luminat? Poate ai păstrat tăcere. Dar însăși confidențele oamenilor dovedesc că oamenii n-au liniște. Și ei înșiși uneori sunt cei care se divulgă în ceea ce au făcut. Ca frații lui Iosif, ca după 20 de ani, n-au putut să uite fapta lor vinovată. Să nu ne amintim de Dumnezeu care i-a zis lui Cain, de ce te-ai pus omorât? El deja i-a supărat pe Abel, a negat aceasta, a negat și după aceea. Unde e fratele tău? Nu știu. Nu știa? Dumnezeu a spus, uite adresa, e în pământ, de acolo strigă. De aceea suntem îndemnați să trăim frumos ca în timpul zilei. Oamenii care trăiesc la întuneric trăiesc cu ideea că nu-i vede cineva. Nu? Noi care vrem să fim fii ai luminii, avem și conștiința asta că se vede de sus din cer, dar adesea se vede și de pe pământ. Că Dumnezeu face ca lucrurile să se descopere într-un fel sau altul. Nu-i nimic ascuns care nu va ieși la lumină. De aceea rămâne întrebarea aceasta în lista celor paradoxale. Cine ne vede? Dumnezeu care le-a creat pe toate. Martorii lui, cerul și pământ. Este ca și cum ar spune un miop care nu vede decât la câțiva metri în jurul lui și să creadă că aici e linia orizontului. Nu ne vede nimeni, măi. Dacă tu nu vezi, înseamnă că nu te vede altul. Dumnezeu pătrunde domnirile gândurilor, locuința morților, nu are acoperit, spune Scriptura. Totul e gol și descoperit înaintea lui, slăvit să-i fie numele. O altă întrebare. Citim din cartea Eclesiastul, capitolul 7, versetul 13. Poate am pus-o și noi, gândindu-ne la una la alta, la unele la altele. 7 cu 13. Uite-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Și apare întrebarea. Cine poate să îndrepte ce a făcut el strâmb? Poate ne întrebăm uneori privind la o tulpină de viță de vie. Ce strâmbă este, nu? Poate cineva să o îndrepte. Nu știu dacă ar încerca oamenii ceva modificări genetice. Cât de greu le-ar fi să strâmbe un brad, nu? Un molit. Dacă așa l-a făcut Dumnezeu, l-a înscris în gene cu această caracteristică. Dar acest aspect vreau să-l observăm în dreptul oamenilor, nu numai în dreptul naturii. Scrie aici tot în Eclesiastul 3 cu 11, orice lucru îl face frumos la vremea lui. A pus în inima oamenilor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea lui Dumnezeu. Versetul 14. Am ajuns la cunoștință că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci. Și la ceea ce face El, nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Aici avem de-a face cu lucrări neînțelese ale suveranității divine, aferente împlinirii planurilor sale. Nu le înțelegem uneori. Să ne amintim de întrebarea ucenicilor când au văzut un copil orb, Ioan, capitolul 9, versetele 2 și 3. Cine a păcătuit, au întrebat ei? El sau părinții lui? Și Domnul a spus, nu? Dar astea ar fi răspunsurile noastre logice.
ori părinții lui, ori el. La evrei se considera că și copiii pot păcătui și înainte de a se naște, așa cum Esau și Iacov s-au bătut în pântecile mamelor. Și Domnul le dă un răspuns. S-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Deci l-a făcut Dumnezeu strâmb, zis așa, fiindcă voia cu ocazia îndreptării acelui lucru, oamenii să se teamă de el, cum a observat Solomon și am citit în cartea Eclesiastă. S-a născut Moise un copilaș frumos, spune Scriptura în Exod 2, dar s-a constatat puțin mai târziu că nu poate vorbi corect. Evreii au legenda lor de ce a ajuns Moise gângav. Dar Dumnezeu a zis, citim în cartea Exod, capitolul 4, că asta era din naștere. Versetul 10, se scuză el, vorba și limba mi este încurcat, adică Dumnezeu m-a făcut strâmb. Domnul i-a zis, cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Acum oamenii mai repară ce mai pot ei cu medicină, dar 90% din lucruri nu pot fi modificate, adaptate din mers. Ceea ce face Dumnezeu strâmb, adică anumite lipsuri, deficiențe, așa rămân. De aceea zicea tot Solomon în cartea Eclesiastul, capitolul 11. Și spun aceste cuvinte pentru ca nu cumva să venim cu această întrebare. De ce e strâmb? De ce e așa? Așa a hotărât Dumnezeu. Eclesiastul 11 cu 5. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac coasele în pântecile femeii însărcinate, tot așa, nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Cine ar putea să le excludă pe Dumnezeu din asemenea situații? Din cazul unui handicap, a unei boli, a unei morți, a unui accident, poți să-L excluzi? Poți, dar asta este o nepricepere. Când așa lucrează El, cine poate să îndrepte ce a făcut El strâmb? Iată ce citim și în cartea profetului Isaia, capitolul 41, tot pentru a ne liniști, chiar dacă nu a înțelege aceste realități. Poate ne întrebăm uneori, în dreptul unei boli, a unei situații, Doamne, de ce ai făcut așa? Știți cum a zis Marta și Maria, nu putea să facă să fie altfel. Ba da, putea, dar nu se mai vedeau lucrările lui Dumnezeu în felul acela. Și noi nu înțelegem uneori de ce se vede slava lui Dumnezeu, de ce în slăbiciune harul e desăvârșit, dacă ar fi după noi, toți am fi la 1,80 m, poate am mai modificat datele după cum bate vântul. Drepți ca lumânarea, sănătoși până la 80 de ani și apoi am trece la negocieri, probabil, cu Dumnezeu, Doamne, ce e mult să mai îmi dai. Cum e o vorbă că unul a zis, Doamne, de ce e la tine $1,000,000? Hai, dă-mi și mie. Stai un cent la tine, Doamne, cât ești de bogat. Și se spune că a primit răspunsul, da? Și la mine 1,000 de ani, știi cât este? O zi. Bun, așteaptă și tu o zi. Dar și mult să aștepți o zi. Dar intrăm în conflict cu gândirea noastră în raport cu cea lui Dumnezeu. Iată ce scrie aici Isaia 41 de la versetul 2. Cine a ridicat de la răsărit pe acela pe care în neprihănirea lui îl cheamă să calce pe urmele lui? Cine îi supune neamuri și împărași? Cine le face sabia praf și arcul o pleavă luată de vânt? El îi urmărește, merge în pace pe un drum pe care n-a mai călcat niciodată cu piciorul lui. Cine a făcut și a împlinit aceste lucruri? Acela care a chemat neamurile de la început, eu, Domnul, cel din tâi și același, până în cele din urmă veacuri. Adică și în veacul nostru, Dumnezeu este același care se implică, slăvit să fie numele. Ce înțelegem, înțelegem, ce nu, spunem, Doamne, măcar atâta înțelegem, că ai cunoștință de situația asta. Dacă e lipsă, Tu ai scăzut-o la inventar, dacă e în plus, dacă există, Tu ai notat-o în lista aceea. Ne rămâne să spunem ca Iov uneori, binecuvântat să fie Domnul, să
Nu cădem în ispită, în cărtire, neînțelegând ceea ce prea bine înțelege, știe și face Dumnezeu. O altă întrebare, poate din alt domeniu, dar să o citim. Matei, capitolul 18, nu știu dacă ne-a prins vraja acestei întrebări vreodată. Ucenicii au venit cu întrebarea aceasta înaintea Domnului. Citim de la versetul 1. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este cel mai mare în împărăția cerurilor? Vi se pare interesantă întrebare? I-a frământat. Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și a zis: adevărat vă spun că dacă nu veți întoarce la Dumnezeu și nu veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra. De cum să vă gândiți care e mai mare? Ca să fii cel mai mic trebuie să fii ca un copilaș. Ca să fii cel mai mare trebuie să fii mai mic decât un copilaș sau cum ar veni. De aceea oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Adică tot aici este secretul. Câte au de învățat de la noi copiii, dar uite câte avem de învățat și noi de la ei. De fapt, de la Dumnezeu prin ei, că Dumnezeu i-a creat pe bebelași în felul acesta. Nu ei s-au autoproiectat. Intrarea în împărăția celor și a fi mare acolo are de-a face cu o gândire, aș spune, aici se împotmolește nepriceperea înțelepciunii umane în înțelegerea lucrurilor cerești și în oferta divină de har și de educare. Iată ce limitați suntem. Tot din Matei citesc din capitolul 11 cuvintele Domnului Iisus. De la versetul 25. Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuși, le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela care vrea Fiul să îl descopere. Da, sunt interesante lucrările lui Dumnezeu. Pe cine a ales El? În tot Israelul, să ne amintim de vremea lui David. Îi spune Domnului Samuel: am ales un împărat. Și îl trimite la Isai. Știți, trec toți pe dinaintea lui. Noi aici, la oi. S-a dovedit a fi bună alegerea lui Dumnezeu. În cei 40 de ani când a domnit David, s-a mai ridicat vreunul la nivelul lui. Putem să-l punem pe careva lângă el. Nu? Dacă ar fi fost vorba să pună Domnul un anunț în scriere, în vremea sa, se caută 12 apostoli și să le arate pozițiile din cer, scaunul de judecată, temeliile cu numele scrise pe ele. Ce concurență ar fi fost, vă dați seama. Poate mergeau și evrei din diaspora, cei răspândiți printre greci și alții. Vrem și noi să concurăm, să candidăm. Sunt neînțelese lucrurile lui Dumnezeu. Te uiți la câte unul, vine la adunare, nu se pocăiește. Pe altul cheamă Dumnezeu, îi vorbește tainic. Chiar astăzi auzeam relatarea unui frate despre felul în care Dumnezeu l-a chemat. E un frate ce nu de mult e venit membru aici la noi, interesant. Copil rămas orfan, a vorbit Dumnezeu într-un vis. Lucrările lui Dumnezeu sunt adesea neînțelese. Și spunea Domnul Hristos la un moment dat, Evanghelia după Ioan, capitolul 3, menționează aceasta, citesc versetul 12, dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucruri cerești? Apostolul Pavel a fost răpit acolo și a spus că nu se poate exprima, nu pot oamenii să înțeleagă. Iată ce mare este Dumnezeu. Ar fi suficient să ne gândim de când e Dumnezeu? Cum adică guvernează? Cum adică a creat un cosmos fără margini? Și când venim și îi facem propunere pe fiecare unde să-l așeze, așa cum au venit Iacov și Ioan cu mama lor, știți ce le-a spus Domnul? Nu știți ce cereți.
O întrebare ciudată, Doamne. Noi suntem aici pe pământ, nici n-am intrat în rai și venim cu întrebare. A, Doamne, acolo care e mai mare? Eu o să fiu în comitetul cerului sau nu? Suntem poate așa de ciudați ca și copiii mici care pun întrebări sau care vor să devină. Întrebat astăzi unul din băieți pe un nepoțel, tu ce vrei să te faci? El nu poate vorbi bine, inductor, instructor. De unde fi prins el ideea la 2 ani, instructor, nu știu, dar asta și imagina el, să faci instructor. Să lăsăm pe Dumnezeu să guverneze și să spunem, Doamne, facă-se voia Ta. Dacă și Domnul Hristos în Ghețimane a spus, Tată, nu e altă cale, deși a fost profețit prin Isaia, a găsit cu cale să o zdrobească prin suferință. Să nu este altă cale, nu? Și asta este calea. Astea sunt căile lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, ca unul care și el a priceput greu, a scris apoi un cuvânt bogat în Epistola către Romani, capitolul 11, spre încheierea prezentării doctrinei mântuirii, 11, versetul 33. O, adâncul bogăției înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. Doamne, ajută-ne să vedem unde să facem pasul următor. Că lucrarea Ta de la început până la sfârșit nu o pricepem, dar să știm ce urmează și să nu facem greșeli în viața aceasta. O altă întrebare. Ce este omul? Te uiți la un om, unul trăiește mai puțin, altul mai mult, unul mai înțelept, altul mai puțin. Asta a raportat la gradațiile dintre oameni. Mai frumos, mai bogat. Întrebarea asta este pusă în Iov, într-un moment crucial, acolo în capitolul 7, la versetul 17-18. Ce este omul, Doamne? Să-ți rețină atenție. Uite ce este omul, au murit copiii mei, eu sunt pe moarte, mă duc și eu. Ce prezintă asta interes pentru tine? În psalmul 8 este reluată întrebarea aceasta. Și asta trebuie să ne gândim privind la noi, privind la alții. În parte, întrebarea are de-a face cu Domnul Iisus Hristos. Întreba aici în psalmul 8, David, versetul 3, când privești cerul, lucrarea mâinilor tale, luna și stele pe care le-ai făcut, imensitatea cosmică, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Știți că profeții n-au înțeles tot planul lui Dumnezeu, s-a descoperit treptat și se gândeau, Doamne, ce proiect ai avut cu omul? Da. Și Noul Testament, în Evrei 2, ni se dă lămurire și ni se explică. Dumnezeu ne-a iubit și are mare plan cu noi, slăvit să fie numele. Știți ce întreba David? Ce sunt eu, Doamne? Din mai făcut să ajung unde sunt? Și asta nu înseamnă că noi am putea să punem întrebarea asta numai dacă ajungem și noi să fim cineva mare în societate. Faptul că suntem mântuiți. Doamne, ce sunt eu de mai făcut să ajung unde sunt? M-ai așezat în casa Ta, mi-ai dat Duhul Tău, mi-ai descoperit lucrările, căile Tale, mi-ai promis un loc, un nume în cer. Ce sunt eu, Doamne? Avram zicea, praf și cenușă. Și totuși Dumnezeu s-a identificat cu noi, vrea să ne poarte numele. Așa că nu cred că am putea să dăm răspuns complet la întrebarea asta, ce este omul. Eventual Creatorul, olarul știe ce este vasul acesta, ce înseamnă în definitiv, în întregime, un asemenea vas. Să ne amintim și de ce este scris în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, acolo unde s-a dus Pavel în Atena și se întreba oamenii, ce vreau să zic că palavrajeul acesta? Adică ce este omul ăsta? În versetul următor scrie că i-au zis, putem să știm ce vrei să spui tu. El când a început să spună, majoritatea nu i-au dat crezare. A, ce poate să spună omul acesta? Dar ascultați ce vă citesc din capitolul 19, să vedeți ce poate fi un om. Versetul 15, s-au dus niște preoți tinerei să facă și ei practică religioasă, pe cum au văzut la alții.
mai că n-aveau mandat de sus. Duhurile i-au luat în primire și printre altele s-au scăpat și au spus următoarele. Pe Iisusul cunosc, pe Pavel îl știu, ce este omul? O ființă cunoscută în lumea spirituală. Asta datorită unuia care s-a făcut om pentru noi, binecuvântat să fie în veci. Iată ce suntem noi. Așa a zis diavolul și despre Iov, nu l-ai ocrotit tu pe el. Uite ce este un om. Ceva de mare interes pentru lumea spirituală. Și dacă privim ce este un om numai la ceea ce face aici, putem spune pe unii, a fost un om mare, a realizat, a făcut, dar în lumea spirituală e ceva? E cunoscut? Sau vă spune voi, cine sunteți? Că voi sunteți la grămadă. I-a fugărit așa. Pentru că nu reprezenta ceva. Noi suntem ceva datorită Creatorului, slăvit să fie în veci. Putem fi ceva pentru aici, cunoscuți chiar în lumea spirituală și apoi pentru eternitate. De aceea, mai vin cu o ultimă întrebare, nimeni să nu pună întrebarea nici pentru el, nici pentru alții, așa cum vă citesc din Isaia 45. Să ne ferim de așa ceva. Și dacă ar fi vorba de un om cu un anumit handicap, cum a fost Moise, pentru că s-a dovedit a fi într-un om mai mult decât ar fi bănuit cineva și cu totul altceva decât s-ar fi gândit ei. Isaia 45, versetele 9 și 10. Vai de cine se ceartă cu făcătorul său, un ciob dintre cioburile pământului. Oare lutul zice el celui ce îl fățuiește, ce faci? Și lucrarea ta zice despre tine, el n-are mâini. Vai de cine și tatălui său, pentru ce m-ai născut? Și mamei sale, pentru ce m-ai făcut? Să ne ferim de așa ceva. Cum zicea unul mai firesc, așa când a văzut că o mamă te face copii, ce valoare atâția, și-a folosit expresia așa pentru copii. Asta este o mare greșeală. Zice David în Psalmul 39, când eram fără chip, ochii tăi mă vedeau. Am întrebat despre Ioan Botezătorul când era copilul, ce va fi cu pruncul acesta? Da? Un copil, un băiat sau o fată? Poate să fie ceva mult, de aceea să cinstim părinții care s-au ostenit și ne-au dat viață. De aceea e scris în Vechiul Testament și a spus Domnul Hristos, Matei 15, cine va grăi de rău pe tatăl său și mamă să fie pedepsit cu moarte. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și de mamă să, Proverbe 37, îl vor scorbi corbi și îl vor mânca pui de vulturi. De aceea este păcat ca cineva să-și ia viața, să disprețuiască viața cuiva. A spus Dumnezeu în Genesa lui Noe, când le-a dat voie să mănânce carne, a zis, de viața omului să nu te atingi. E creat după chipul lui Dumnezeu. Doamne, fă-ți lucrarea cu noi. Și cum se roga Habacuc, însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor. Iată câteva concluzii. Privind la întrebări, la răspunsuri, cu siguranță, așa cum spuneam la început, întrebări paradoxale sunt și altele. Omul este ușor, este înșelător și ușor de înșelat. Da. Zicem Psalmul 16, versetul 11, în neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Dar nu, doar acesta e paradoxul, că omul este înșelător. Că scrie în Eclesiastul 7:29, Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe șirătenii. Paradoxul cel mare este că oamenii se pot înșela și pe ei, înșeală și pe alții. În 2 Timotei, capitolul 3, citim, și asta e pentru vremurile din urmă, pentru lumea în care trăim, fie ea că îi spune modernă, fie că e postmodernă, e tot lume. 2 Timotei 3, citesc de la versetul 13. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei însăși. Tu însă rămâi lângă Biblie, scrie în versetele următoare, asta e ideea. Și vreau să citim și din Ieremia 17, cuvinte foarte bogate, versetul 5 la 7. Blestemat să fie omul care se încrede în om și se sprijinește până muritor și își abate inima de la Domnul. Să nu ne lăsăm cu răspunsuri ușoare de la oameni,
Da. Am ascultat recent o predică a fratelui Cornel Bărsan la o convenție a bisericilor române din America de Nord. Vorbea despre nașterea copiilor. Și prezenta un exemplu cu ani în urmă, în timp ce era la Suceava, erau niște cursuri, un teolog american, un doctor în teologie, a vorbit despre procreere. Și oamenii s-au împărțit. Unii că trebuie să lași cursul natural, alții că ai înțelepciune, știți teoriile. Și el, fratele Bărsan, se duce lângă americanul ăsta și spune, auzi, eu am 33 de ani sau 34 cât avea atunci, am 9 copii, spune-mi ce metodă aș putea aplica ca să nu mai fac alți copii, să fie și mie mai ușor, orice copil în plus, este o povară. Dar zice, vezi ce îmi spui? Ceva ce să-mi permită când mă rog pentru un bolnav să nu-mi amintesc de asta. Nu mă mustre cugetul. Nici dacă e vorba de un copil al meu. Când va fi să trec din viață și mă spun, Doamne, primește-mă în împărăția ta, vezi să n-am emoții. Și l-a ascultat americanul și a zis, mă tem să spun ceva. Și continua fratele Bărsan, zice, și uneori când vezi femei, surori la mama și copilul, că le dau sfaturi. Auzi, tu nu știi ce să faci. Blestemat să fie omul care se încrede în om și se abate de la Domnul. Oamenii pot pune întrebări ciudate, răspunsuri prefabricate, au pe bandă rulantă. Dar scrie în continuare aici, un astfel de om care se încrede în om este un nenorocit, nu vede venind fericirea. Dar binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul, a cărui nădejde este Domnul. Citim și în continuare, este ca un pom sădit care își întinde rădăcine spre râu, nu se teme de căldură când vine, frunzișul lui rămâne verde în anul secetei, nu se teme și nu încetează să aducă roadă. Inima este nespus de înșelătoare. Auzi, te poți înșela tu, te pot înșela alții. Dumnezeu nu te înșeală. Deci rețineți, omul este înșelător. Oamenii pot să te înșele. Este riscul acesta. În al doilea rând, ca o doua concluzie, înțelepciunea divină poate oferi răspuns la orice întrebare. Oricât de încălcit ar fi o problemă, Dumnezeu nu se descalifică atunci când vorbește, atunci când face. Și oamenii lui Dumnezeu pot să ne ajute. Aici este marea diferență. În a te apropia de un om al lui Dumnezeu să primești un răspuns sau a primi un răspuns așa, neavizat. În cartea profetului Daniel este scris că atunci când mâna aceea divină a rostit sentința pentru Belșațar și Imperiul Babilonian, nimeni n-a putut nici să-și citească, nici să tălmăcească. Hai, vă las o temă pentru acasă. Dacă a văzut scrisul, cum n-au putut să citească? Nu era în limba lor sau numai împăratul l-a văzut? Asta așa ca să ne gândim. Dar spune Scriptura aici în Daniel 5, versetul 12, Daniel, numit Belșațar, are un duh înalt, știință și pricepere, putință să tălcuiască visele, să lămurească întrebările grele și să deslege lucrurile încălcite. Versetul 16, împăratul a înțeles asta și s-a aflat că tu poți să tălcuiești, să deslegi întrebări grele. Acum, dacă vei putea și de scrisoarea aceasta să mi-o tălcuiești, și îi promite el ceva. Și Daniel spune că o va face, pentru că Dumnezeu i-a dat capacitatea aceasta. În aceeași idee citesc din Isaia 40. Asta ca să ne fie clar că oamenii pot să fie înșelători, Dumnezeu însă este stabil, sigur, are răspuns la toate, nu-i întâmplare nimic, totu-i calculat, pere din cap, păsările câte vor muri la iarnă, spus Domnul, vrăbii nu cad fără știrea Lui. De aceea să nu primim răspunsuri ușoare, să nu acceptăm orice, 40:12. Cine a măsurat apele, cine a măsurat cerurile, cine a cântărit munții? Versetul 14. Cu cine s-a sfătuit el ca să ia învățătură? Nu să-i dăm noi idei la Dumnezeu. Noi putem doar să ne rugăm cu teamă. Cine l-a învățat care era dreptăți? Spunem, Doamne, altfel e drept, nu chiar așa. Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful de pe cumpănă. Ei ridică ostroavele ca un bob din nisip, auzi. Liban nu ajunge pentru foc și dobitoace nu ajung pentru arderea de tot. Toate neamurile sunt ca un nimic înaintea lui. Nu sunt decât nimic nicie și deșertăciune. Cu cine voi să asemănați pe Dumnezeu?
cu ce asemănare îl veți asemăna? Și acum 27. Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele? Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului. O fi Dumnezeu mare, dar chiar pe mine mare în vedere? Știe Dumnezeu ce am mâncat la amiază, ce m-am de seară, cum stau cu datoriile, ce analize mi-au ieșit de la doctor? Pentru ce zici una ca aceasta? Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vedere înaintea Dumnezeului meu. Nu știți? N-ai auzit? Dumnezeu cel veșnic a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătruns. Slăvit să-i fie numele. Iată, ne gândind la o asemenea Dumnezeu, ar merita să spunem de mai multe ori pe zi, mărit să fie Domnul. Omul este înșelător, chiar pentru sine. Dumnezeu însă este o stâncă de adăpost, adică siguranță, încredere, bucurie și tot ceea ce avem nevoie. Și o treia și ultima concluzie. Privind la un Dumnezeu așa de mare și la un om așa de mic, și care totuși se crede, se arată, înțelegem că libertatea divină pentru om este limitată și temporară. Da. Limitată și temporară. Dumnezeu a spus dinaintea potopului, Genesa 6:3, și omul nu-i decât carne păcătoasă. Și-a hotărât să-i nimicească. Dar oamenii atunci trăiau 1000 de ani. Erau uriași, frați și surori. Oamenii se credeau puternici. Da, însă Dumnezeu a luat măsura aceasta și cum sufli praful, așa poate să sufle Dumnezeu și să nu mai miște unul. Că doar la cuvântul lui s-au creat toate. Vă citesc din cartea Eclesiastul cuvinte care e bine să le știe o muncă de la tinerețe. Asta ca să fie cu teamă de Dumnezeu. Eclesiastul capitolul 11, versetul 9, bucură-te tinere în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, libertate. Dar să știi că și pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecat. Capitolul 12, versetul 13 și 14, să ascultăm, dar încheietorul învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecat. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Acestea sunt limitele în care omul își duce existența. Acesta e Dumnezeu care avem de-a face. Așadar, să știm că Dumnezeu vine în ajutorul oamenilor, ne învață, ne oferă libertate, dar așteaptă să-L ascultăm în mod voluntar. Asta este aplicația. Scrie aici în Isaia, capitolul 42, versetul 23. Cine din voi însă pleacă urechea la aceste lucruri? Cine vrea să ia minte pe viitor și să asculte? Cine? Și îmi plac două versete din Proverbe, vi le citesc. 16:9. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă. Da, dar am citit că inima e înșelătoare. Te duci după ea? Și aici intervine Dumnezeu. Dar Domnul îi îndreaptă pașii. Dumnezeu vede că dai să te rătăcești sau vede că vrei să mergi bine și te îndreaptă pe calea cea bună. Dar un alt verset care este imediat după acesta este 20:24. Domnul îndreaptă pașii omului. Și acum vine întrebarea, dar ce înțelege omul din calea sa? Adică atunci când Dumnezeu ne direcționează și ne dă un sfat, stai, El ne îndreaptă pașii. Dar noi înțelegem ce cale trebuie să urmăm sau suntem tot ca un cal și ca un catâr care trebuie să o strunești cu un frâu și cu o zăbală. Dumnezeu vrea să devenim oameni mari ca să nu ne mai poarte alții de minte, să nu ne rătăcim singuri și să înțelegem cum să-L ascultăm și să-L urmăm, chiar dacă nu le înțelegem pe toate și nu le știm pe toate. Trebuie să avem inima liniștită în condiția în care noi rămânem lângă Domnul, în condiția sincerității noastre, avem de plină încredere în El, nu rămâne nicio nedumerire. Avem explicații care vor răsări pe parcurs, adică la vremea lor. Și închei cu Roman, capitolul 8, unde apostolul vine cu cuvinte bogate de la versetul 31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri?
Când ne gândim la Dumnezeu, la mântuire, la noi, la Domnul Hristos, la realitățile care ne afectează. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Atât trebuie să fie grija noastră, să fie Domnul pentru noi, adică noi să fim de partea Lui. Versetul 33. Cine va ridica până împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care socotește neprihăniți. Cine va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a înviat la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Deci dacă cineva a păcătuit, în sensul că a greșit, tot nu suntem abandonați. Evident, toate astea în ideea ascultării, a sincerității noastre. 37. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin acela care ne-a iubit. Să rămânem lângă Domnul. Și la vremea potrivită, El ne va înălța, cum spune Scriptura. La vremea potrivită, El ne va învăța. Și la vremea potrivită va veni după noi. Și vom fi cu El pentru vecii vecilor. Să nu ne lăsăm înșelați, că ar fi o tragedie eternă. Doamne, îndură-te de noi. Amin.